Am revenit, tenorul Andrei Fermeșanu, coordonator artistic la Opera Națională din Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați revenit în jurnal. Bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Începem dialogul din această seară cu informații foarte importante despre spectacolul de mâine. Seară vorbim de un spectacol inedit, un spectacol surpriză de altfel. Despre ce este vorba? Ați spus foarte bine, un spectacol inedit. Mâine, 29 septembrie, îl aniversăm pe maestru Calistru, fost director al Operei Naționale Române din Iași, dirijor de prim rang, o personalitate muzicală recunoscută la nivel național și chiar internațional. Domnia sa a avut amabilitatea de a-și serba ziua de naștere în teatrul, căruia i-a conferit atât de mult din energia lui creatoare. Și cum ar fi putut o face mai frumos decât aflându-se la pupitrul dirijoral al operei lui, opera cea mai îndrăgită de dumnealui, Boema de Giacomo Puccini. Așadar, mâine seară la ce să ne așteptăm? Să vă așteptați la un spectacol încărcat de emoții, în primul rând, pentru că este o regăsire. Maestrul revine pe scena Operei Naționale Române din Iași după mai bine de 15 ani, conducând spectacolul cu orchestra și cu distribuția ce îi are în centru pe elevi, foști elevi, între timp deveniți soliști de prim rang, care acum, iată, vor avea ocazia, după ceva timp, considerabil timp, să realizeze un proiect, sperăm noi, îmbrățișat cu multă căldură și apreciat ca atare de întreg publicul. Și o reîntâlnire mult așteptată cu siguranță și cu publicul ieșean. Și cu publicul ieșean, mai ales că să dea Dumnezeu în continuare să ne putem întâlni cât mai mult în aceeași formulă, însă situația pandemică nu evoluează bine, astfel încât este o ocazie foarte bună acum cu această Boema să strângem rândurile și să fim, de fapt nu e o expresie bună, să strângem rândurile, să păstrăm distanțarea, însă rândurile emoționalitățile, rândurile din preună lucrări, a statului împreună. Și apropo de contextul acesta pandemic, cum anume se va desfășura spectacolul este de mâine? Este valabil și pentru spectacolul de mâine seară și astfel încât pe parcursul perioadei următoare lucrurile nu vor evolua în cel mai favorabil context. Publicul va avea acces în sală în baza dovezii certificatului de vaccinare sau a trecerii prin boală, a unui test PCR, a unui test antigen sau a trecerii prin boală cu numărul de anticorpi cât mai înalt și în același timp să nu fi trecut 180 de zile. Deci se poate merge la spectacol, doar că trebuie să păstrăm aceste norme de siguranță pentru noi, pentru ceilalți, pentru artiști, pentru noi toți de altfel. Deci nu este, n-aș zice că este un scenariu cataclismic, aș zice că trebuie să fim mai atenți decât de obicei, astfel încât actul artistic se poate desfășura în siguranță atât pentru artiști cât și pentru public. Iar biletele la acest spectacol s-au vândut foarte repede, da, spuneați dumneavoastră, așa? Exact, sunt epuizate de mult timp. De cum s-a anunțat spectacolul, în câteva ore. Și de anticipat, de altfel, pentru că sunt foarte mulți dintre cei care l-au cunoscut pe maestru Calistru și e o ocazie inedită să-l revadă nu numai pe scenă, dar dirijând, deci în mijlocul acțiunii, să spun astfel, și totodată va fi o ocazie să vadă acest eveniment, cum să vă spun, înnobilat de distinția pe care îi se va oferi, pentru că ne-am gândit că activitatea prodigioasă a maestrului trebuie răsplătită și înaintea spectacolului va exista un portret de muzician pe care o va realiza muzicologul, profesorul Alex Vasiliu, iar ulterior spectacolului se va mâna maestrului de către domnul manager Daniel Șandru o plachetă și un trofeu care să marcheze această considerație, acest gest de apreciere pentru maestru. Noi îi spunem maestrului la mulți ani încă din această seară. Cu siguranță programul operei este făcut până la sfârșitul anului. Vedem cum evoluează lucrurile, dar în mare parte la ce să ne așteptăm? Să ne așteptăm la o diversitate a genurilor muzicale. Vom avea bel canto, vom avea Verdi, apropo, îndrăgita operă Traviata,
Este programată pentru 7 noiembrie, unde, dacă toate lucrurile merg conform planului, o avem invitată pe celebra soprană Elena Moșuc. Este un simbol spre care îl privesc cu admirație și generațiile care urmează, însă noi, ca români, suntem mândri de așa un exponent muzical și va fi în spectacolul operei pe 7 noiembrie, alături de ceilalți artiști ai casei, să spun așa, dar într-o formulă extrem de exclusivistă cu maestru Crescenții la pupitru, care face o onoare teatrului de fiecare dată când revine. Anterior, pe 3 noiembrie, vom avea ediția aniversară, 65 de ani, se împlinesc de la primul spectacol pe care Opera Națională l-a prezentat publicului și acolo avem invitați de marcă. Sperăm să se poată ține cu public. Dacă, Doamne ferește, vom ajunge în situații mai dificile, vom găsi formula de a transmite în streaming, să fim într-o conexiune alături de publicul nostru drag, deci sărbătoarea într-un fel sau în altul va avea loc și vom găsi formulele de a rămâne în contact unii cu alții. Sigur, sperăm să fie cu public. Apoi, iubitorii de balet vor avea ocazia să vadă pe 16 și 17 noiembrie Lacul Lebedelor și sperăm spre finalul lunii să avem spectacolul grandios de Aida. Este un spectacol care aduce la un loc foarte multe departamente, balet, soliști, cor, dar la un nivel macro. Este vorba de o desfășurare de forță impresionantă și sperăm să poată avea loc. Dacă de asemenea se va permite situația pandemică, avem programată și o premieră. Așa. Pentru începutul lunii decembrie, este vorba de opereta Sânge vienez. Spectacolul a mai fost jucat, însă a trecut ceva timp de când a fost pus în scenă, deci vom încerca o repunere în scenă cu distribuția din forma alcătuită din soliștii casei, avându-l invitat pe regizorul Alexandru Nog. Este un regizor tânăr, însă în plină ascensiune. Ne-a prezentat o primă formă a schițelor pentru decor și pentru cum arată spectacolul în linii mari. Am încredere că va fi un alt produs de succes pe care opera noastră va putea să-l prezinte publicului. Un program frumos. De altfel, ne dorim foarte mult ca aceste spectacole să aibă loc în fața spectatorilor, da, acolo în sală. Este formula ideală, acolo este schimbul energetic. Cu siguranță, cu siguranță. Tainică. Însă, dacă este să ne amintim de anul trecut, s-au desfășurat astfel de spectacole și fără public. Cum a fost în online? Clar, e o diferență foarte mare, foarte mare, dar până la urmă ați demonstrat că se poate. În mod cert există diferențe. Absența aceasta uneori pare un gest de gentilețe profesională să amintești publicul, însă este un lucru foarte clar. Așa. Atâta timp cât publicul lipsește din sală, unul dintre elementele primordiale nu există și atunci schimbul energetic este foarte greu să se realizeze. Însă, până la urmă, adresabilitatea este aceeași, chiar dacă, din păcate, poate condiții, și mai mare, nu? Exact. Poate și mai mare, așa. Condiții care nu țin de noi fac imposibilitatea aceasta. Vom înregistra spectacole, așa cum am procedat și anul trecut, și le vom reprogramea la date ulterioare. Acolo unde situația o va permite, de ce nu vom transmite chiar în timp real. Deci, sigur, toate lucrurile acestea depind de un buget, depind de un context, depind de mai mulți factori, însă toți cei care iubesc opera pot fi încredințați că vom fi alături de ei și vom putea să ținem contactul chiar și în cadrul unei situații mai puțin favorabile. În altă ordine de idei, stagiunea s-a încheiat mai târziu anul acesta. De ce anume și cum a fost de altfel? Da, instituțiile similare din cadrul subordonate Ministerului Culturii au încheiat stagiunea trecută cu o săptămână mai devreme, jucând de stagiune estivală.
Noi am preferat să mergem cu programul până spre sfârșitul lui iulie, în parte și pentru că Teatrul Național, pregătind toate activitățile legate de sărbătorirea lui Alexandrii, ne-au făcut un bine și au lăsat sala goală și atunci am putut să o folosim pentru noi și am putut să dăm un număr sporit de spectacole, în sensul că am jucat și Don Quixote, am avut Don Pasquale, am avut operă în concert, un balo în mascheră de Verdi. Și ați recuperat cumva. Exact, și am închis stagiunea cu îndrăgita opera lui Rossini, Bărbierul din Sevilla. Deci am profitat de acest context, că am fost singuri în casă, frații noștri repetau pentru aniversarea lui Alexandrii și atunci am preferat să lăsăm august pentru concedii. Vom vedea la anul cum vom proceda, însă a fost o experiență de bun augur și am reținut-o. Vom vedea dacă la anul vom implementa sau nu. În altă ordine de idei, observăm mai multe parteneriate în care este implicată Opera Națională din Iași. Unul dintre ele este cu Ateneul Național din Iași. Despre ce este vorba? Este vorba despre conjugarea unor forțe artistice creatoare, zic eu în folos o amândurerea, pentru că Opera Națională Română din Iași, pe acest segment al spectacolelor dedicate exclusiv copiilor, se afla într-o carență. Ateneul Național din Iași, pe de altă parte, sub cupola lui, are Orchestra de Tineret al Municipiului Iași și Corul de Copii al Municipiului Iași, care numără undeva peste 100 de copii. Deci, o oportunitate și spațiul pe care îl are Ateneu, scena cu numărul de spectatori, este unul redus. Din fericire, lucrul acesta corespunde foarte bine cu sala noastră, care are un număr mai mare. Și atunci, dacă ei au această orchestră și acest minunat cor de copii, de ce să nu găsim formula să-i aducem pe scena operei, beneficiind ambele instituții de acest avantaj? Noi, pentru că avem activități destinate copiilor, Ateneul, că iată, are spațiul propice pentru dezvoltarea artistică a celor care poate mâine ne vor lua locul. Sigur, acesta este un început. Așa. Sperăm ca și Orchestra de Tineret și Corul de Copii, de ce nu să fie implicate în evenimente din ce în ce mai mari destinate copiilor, pentru că sunt spectacole de operă jucate pentru copii. Vă dau un exemplu cu Motanul Încălțat, însă și Gretel este lucrarea maestrului Sabin Păuță, o altă poveste de dragoste. Deci e posibil și la Iași să avem parte. Este posibil și la Iași să avem aceste lucruri și între a prezenta un spectacol cu totul produs în creuzetul operei, aș prefera acest parcurs al devenirii, întâi într-un concert, apoi un recital susținut de orchestră, treaptă cu treaptă. Da, avem această de multe ori, această hibă, i-aș spune, că vrem lucrurile exacte, perfecte, de la început și funcționale. Exact, eu aleg această variantă a ascendentului sigur și aș zice eu și sănătos, pentru că lucrurile umflate așa deodată, de obicei nu țin. Trebuie să iei pas cu pas lucrurile astfel încât să ai și o siguranță a lor. Alte parteneriate sunt cu instituțiile de învățământ. Cu anumite instituții de învățământ. Firește, da, ne referim aici la Colegiul Național de Arte Octav Băncilă și de Universitatea Națională de Arte George Enescu. E și normal să se întâmple acest lucru. Exact, aceasta este pepiniera. De aici vin marea majoritate a artiștilor, fie că vor ocupa locul în fosă, în orchestra operei, în cor, soliști sau balet, de aici provin. Deci de pe băncile Colegiului Național de Arte Octav Băncilă sau Universitatea. Deci era firesc, era normal, aș zice că ar fi trebuit să se întâmple mai de mult acest parteneriat. Cu siguranță. Nu neapărat unul formal, ci de faptul. De altfel, în Consiliul Artistic, deși o parte dintre membrii sunt angajați ai Operei Naționale Române, așa avem și personalități care au activat și în operă și în conservator și acum profităm, cu ghilimele de rigoare, de experiența și de expertiza lor în cadrul Consiliului Artistic, unde luăm multe dintre deciziile ce vizează traiectoria spre care vrem să ducem opera, pentru că ei au o viziune
plenar, aș spune, mai ales a unora care au activat ani de zile și ca soliști și în același timp au fost și profesori la Universitatea Națională de Arte și sau care sunt în momentul de față chiar în funcții de conducere la Universitatea George Enescu. Dar cu siguranță aveți colaboratori din cele două instituții. Și în mod cert există este o colaborare, așa. O colaborare, zicem noi, din ce în ce mai fructuoasă, pentru că pregătim și un spectacol de balet pentru copii, Zâna Păpușilor, coordonat de doamna profesor Cristina Todi, care este și cadru didactic și în același timp este coordonatoarea departamentului de balet la noi, care cunoaște și mai bine din interior pe cei care aspiră la a deveni balerini profesioniști și iată le oferă o ocazie de pe băncile școlii să poată activa în cadrul unui spectacol prezentat pe scena Operei Naționale Nuneași pentru copii. E cea care practic va aduce persoanele potrivite, artiștii potriviți. Aceste parteneriate nu există doar de dragul de a semna hârtii, ci sunt niște punți esențiale între instituții, astfel încât acest drum al devenirii să devină unul firesc. Na? Tânărul se specializează în cadrul unității de învățământ și are ocazia să pună în practică toate lucrurile acestea pe o scenă profesionistă. Pentru că nimeni nu cântă Aida din prima. Are nevoie de un timp de creștere. Ori noi oferim, cred că rolul unei opere de rang național este și acesta de a oferi spațiul creșterii, să ai unde să te dezvolți. De a nu uita de cei mici, clar. Sigur. Cu siguranță sunt și alte parteneriate, nu prea avem timp să le amintim, dar vă aștept într-o altă ediție, să știți. Cu mare drag. Jurnalul de această dată se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru toate aceste informații, spor în toate și vă așteptăm și cu alte noutăți. Mulțumim și noi vă așteptăm la Opera Națională Română de Iași, ori de cât ori veți dori. Suntem pregătiți să aducem frumosul, să aducem binele în case oamenilor, cultura să fie parte activă din viața noastră. Cu mare drag, cu mare drag. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.